În luna iubirii, Muzeul Național Albanatului vă invită să descoperiți o piesă unică, sabia de fusilier austriac din 1765, care ascunde o inimă la baza Tecii. Această sabie nu doar că vorbește despre măiestria armelor, dar amintește și că dragostea își găsește locul chiar și în cele mai neașteptate contexte. Sabia de fusilier austriac are lama din oțel, lată ușor curbată în sus, mânerul din lemn cu nervuri încrucișate, acoperit cu piele, teaca din lemn acoperită cu piele, la capătul inferior are o montură din alamă și un buton pentru atașarea husei de piele. Profităm de această ocazie să vă invităm și la expozițiile noastre Obiecte istorie muzee, arme albe din colecția Muzeului Național Albanatului și arme care au făurit România. Aici puteți explora mai profund legătura dintre istorie, artă și sentimente. Transmit reprezentanții muzeului.